Controlele Isu-Vâlcea vor viza și alte domenii în prima parte a acestui an, înregistrându-se și o creștere a numărului de anexe gospodărești care au fost cuprinse de flăcări. Nici primăriile din județ nu vor fi ocolite, până acum 12 dintre ele fiind avertizate de reprezentanții Isu-Vâlcea. Și în această perioadă, până la finalizarea, să zicem așa, perioade în care se manifestă aceste fenomene, personal din cadrul inspectoratului desfășoară controle, inclusiv pe perioada de weekend, avem comisii, avem plan de control, care pe anumite trasee verifică dacă se respectă condițiile necesare respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor. Toate persoanele care încalcă aceste reguli, li se aplică prevederile legale, respectiv sancționarea acestora. Perioada de weekend o să avem sâmbătă două comisii, două sau trei în funcție de traseele pe care le stabilim, duminică la fel, iar în momentul în care se vor va înceta această perioadă, controlele vor fi dispuse și pe alte, și pe alte linii. Se urmărește de asemenea pe timpul acestor controle, inclusiv verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor, în acest punct de vedere, de către OAT-uri, de către primării, care, prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, au obligații de informare, instruire și monitorizare a evenimentelor din zona de competență. Acolo unde s-au constatat încălcări ale acestor reguli, s-au aplicat de asemenea sancțiuni disciplinare. De asemenea, se face și o informare, se urmărește modul de afișare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se discută cu cetățenii care se găsesc în gospodării, li se explică regulile de apărare împotriva incendiilor și, bineînțeles, prin intermediul dumneavoastră, tot timpul am transmis măsurile care trebuiesc respectate la folosirea surselor de aprindere. La primării aveam 12 sancțiuni aplicate, restul fiind aplicate... Amenzi sau avertizmente? În general au fost date avertizmente primăriilor privind modul de difuzare a regulilor de apărare împotriva incendiilor. În prezent, majoritatea primăriilor din județul Vâlcea nu au încadrat personal în proporție de 100% la serviciile voluntare pentru situații de urgență.